Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Unii primari, am remarcat, au intrat deja în febra cumpărăturilor preelectorale. Cum ne pierdem noi capul când începe să se dea la radio Jingle Bells? Da, bravo. Știi? Așa se chiaunesc ei când începe să ticăie ceasul alegerilor. Să facem ceva, să strâng echipa. Ce facem noi? Să facem ceva, trebuie să facem ceva. Să se vadă că ne ocupăm, să luăm ceva frumos. Să se bucure ochiul alegătorului, să facem și noi. Ce facem? Ceva. Și ca atare, uite, se cumpără... Punem palmieri. Palmieri, exact. Mandarin, măslin. Șeful, dacă mă... Știi ce trebuie să facea, șef? Chem presa și mănânci o mandarină direct în copac. Mama, ai rupt, o să fie peste tot, pe toate posturile. Te votează ăștia că mănânci mandarină din copac. Nu contează că alte lucruri nu... Dar mandarina din copac e tare de tot. Dar se fac și cheltuieli mai serioase. Cum ar fi, de exemplu, fântână arteziană cântăcioasă la Onești. Nu îmi da vestea asta. Da. Acum trebuie să mergem, deci clar trebuie să... Pentru oneșteni este obligatoriu să realeagă primarul, pentru că a dat 55.000 de euro pe comedie, o fântână, o sumă. Altfel, suma e semnificativă pentru oraș. M-am documentat, cu 55.000 de euro, iei apartament frumos, două, trei camere în centrul orașului. Da, mă, dar sunt trei fântâni, din ce știu eu, cântăcioase, faimoase pe glob. Barcelona. Barcelona, Dubai și Los Angeles. Și Las Vegas. București. Păi și doamna Firea n-a făcut fântână cântăcioasă. Doamna Gabi a făcut cântă? La Unirii. Sigur că da, și am citit că și reîncepe programul zilele astea. Nu știu. Aia problema cu fântâna cântăcioasă de la Unirii de aici din București e că ea cântă într-un loc în care trec multe mașini. Și atunci mașinile acoperă... Ar trebui să închidă traficul când cântă fântâna. Totul blocat. Și, că și la Barcelona. La Barcelona, acolo unde sunt fântânile, nu e loc de mașini, ții minte. Adică este într-un parc cu scări, cu esplanadă, cu frumos. Până la clădirea acolo sunt două segmente de... Nu. Stânga-dreapta. Merg mașini pe acolo, dar se oprește traficul. Când, da. Dar acolo când cântă joia seara, frumos, cu Queen, cu tot ce cântă, nu știu ce, se strânge lumea, așa ar fi trebuit să fie și aici, dar aici nu... Poate se face la Onești. Poate îi scriem domnului Nicușor ideea asta să închidă traficul și să facă... Da. La Onești cred că e mai ușor. E în centru pus acolo. E adevărat că în acest frumos oraș, moldav, unii locuitori se plâng că-s gropi multe pe străzi, că locurile de joacă pentru copii sunt neîngrijite, pline de gunoaie, de sârme. Mă rog, sunt răutăcioși care se plâng că poate nu era cazul unei asemenea cheltuieli, că poate sunt alte priorități. Treci mai ușor peste necazuri când ai... Da. Mai ales că acum e ocazie, adică e dublu treci mai ușor, pentru că este a doua fântână arteziană cântăcioasă cumpărată. La Onești? Da. Au tradiție. Laurențiu Neghină, cealaltă a costat însă numai 27.000 de euro, a fost de încălzire, ce a văzut că a prins atât de bine, acum avem două și poate că Oneștiul... Next level, mă, stai puțin. Poate e de-aia de o comandă din telefon. Nu știm din ce se comandă. Culori, îi faci, îi dregi. Dar o să devină orașul fântânilor arteziene cântătoare din România. La fiecare intersecție să fie. O să vină turiștii din toată Europa să vadă la Onești fântânile cântătoare. Fiecare stradă, la fiecare colț de stradă, câte un cânte, câte o apă. Și pe fiecare câte o melodie de la Loredana Groza, cum ar fi. Da. Deci, cum să fie, da. Cum ziceam, a doua fântână Zumzaga, la Onești. Laga. Ca făt frumos crește nivelul de trai al unor oneșteni, aș zice. Iată ce spune primarul municipiului Onești pentru Antena 3, citez. Onești, într-adevăr, este într-o continuă transformare. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani nu s-a întâmplat de la construirea orașului, a declarat dânsul. Că la romani. Asta e o declarație care are sens și dacă e citită invers. Dar e sens total pe dos, adică nu e palindrom. Cu același sens. E cuvântul olilandei, se schimbă sensul când îl citești invers. Aha. Adică poți să citești și... Poți să citești ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, nu s-a întâmplat de la construirea orașului. Bravo. Dar poți să citești și ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, nu s-a întâmplat de la construirea orașului. Adică, înțelegi? Bun. Iată ce scrie publicația locală 1 pe Trotuș, așa se cheamă. 1 pe Trotuș. Așa sunt, așa e publicația locală. Cifra 1 sau scrie 1? 1U scrie. Un individ. Da. Așa. Jeturile de apă sunt controlate individual și iluminate prin intermediul proiectoarelor cu LED de mare intensitate, care permit controlul culorii în funcție de programul dorit. Ce ți-am zis? Ceva ca lume. Da, eu am văzut filmat și vorba colegului Adi Tudor, că și dânsul a văzut filmat, arată ca desenele animate japoneze din anii 90, la care leșinau copiii din cauza luminilor stroboscopice. Și acum o recomandare pentru... Știți, tu ai văzut că atunci când deschizi unele jocuri pe PlayStation,
că este un avertisment de la început. Da, da. Sunt lumini stroboscopice și în cazul în care aveți afecțiuni medicale, care nu știu nu jucați acest joc. Asta spun și eu. Deci turiștii care ne ascultă din toată lumea acum și ar dori să vină să vadă minunea de la Onești cu lumini și nu știu ce, dacă au anumite afecțiuni medicale, frate, te chiaunezi, deci m-am uitat eu și am început să mă uit cruciș. În 30 de secunde vedeam pătrat de la luminile stroboscopice, însă se cântă frumos acolo. Avem și o mică înregistrare de la fața locului. Nu prea se aude bine că e multă apă, nu? Să fie. Te auzi. Înțelegi? Și zici, jetul... zici că e o mașină de spălat. Da, jetul bate ca mașina de spălat mase. Eu auzi aia de vin sarmarele. Da. Marșul a deschis, zice, acum cu lanterne. Deci... Se bate jetul în ritmul marșului, mă. Înțelegi? Fac jeturile. Fl, 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 fl. Ce frumos. Mă, ori cum fac ei primarii astfel de cumpărături? Palmieri, mandari, fac și ei cum fac. Deși ei sunt oameni ca și noi. Deși sunt șef mari în localitate. Dar poate și ei se plictise și cum stăm noi pe net și zicem... Da, da, știi? Da. Bă, ce mi-aș lua, ce să mai iau? Ia uite, bă, o ciorap la ofertă. Ia. Bă, nu mi-a stat bine cu niște ciorap roșii? Am cumpăr și eu niște ciorapi roșii, că să uite, vedem cum e. Trei la preț de două perechi și vin ciorapii, nu știi, vin din China pe Alibaba, habar n-am, iei măsura 45, vin măsura 22, e, roșul ăla e de fapt roz, habar n-am. Da. Dar poate să vină și o eșarfă. Da, vin o eșarfă. Băi, cumpărăm și noi. Ia uite, băi, au fântâni arteziene la reducere pe Alibaba. Ai, și șeful... Mamă, știi cum o să vorbească la radio de fântâna asta? Dacă vrei ceva profesionist, să știți că n-am vorbit aiurea. Simfonia apei, spectacolul de apă, muzică și lumini de la fântânile urbane din centrul Bucureștiului, revine, spectacolul revine de astăzi, de la 20 și 30 de minute. Ce rău, deci pare în seara asta blocaj în centrul Bucureștiului. Îmi anulez biletele de avion. Deschide asta? Da. Ne-a auzit și imediat s-a făcut treabă? Pac. Cel mai probabil. Bă, nu faci și noi un grătar pe marginea la fântânile astea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.